Apelatele și Arhiului și Amintea Mâine. Iubiți religioși, astăzi ați fi paiscopul evanghelică foarte importantă, pentru că ea se referă la fiecare dintre noi și ne recunoaștem în aceste evanghelie fiecare după felul său. Evanghelia aceasta se citea totdeauna când eram în țară înainte venirea comisiilor, la deschiderea cursurilor școlare. Atunci pe autorită în școală, făcea o cântare specială, o slujă specială de Dumnezeu și la Evanghelie se citea această pericopă pe care am citit-o astăzi. Dragă fiind probabil cam în ferte că sunteți acum. Așa că am să încerc să vă rezum pericopa pe care am citit-o. Este foarte bine să fiți de vreme aici, fraților, pentru că a citirea Evangheliei este un lucru foarte important în scurte o slujă. Pentru că aceea este cuvântul Dumnezeu. Este altceva când vă vorbește Dumnezeu direct sau când vorbește preotul. Când fac acum că vă rezum cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut când am o biserică catolică, atunci când vin de la biserică, de acasă spre biserica la noi. Este o biserică foarte mare, semberatez, și care are 11.000 de suflete. Face 4 liturghii pe zi. Dar am văzut când e timpul de liturghie, pentru că știu care este timpul de liturghie, toată lumea este acolo. Să vedeți cum vin toți oamenii cu mașini sau pe jos, cei din lume pe jos, dar la ora fixă sunt acolo. La noi, între noi românii, dacă fixeze ora, trebuie să spui cel puțin un ceas înainte ca să veniți la acest sfârșit. Dar oricum mă bucur de voi, totdeauna când vă văd în biserică, știți că sunteți credincioși așa cât vă permite sufletul vostru și că acum, când vă voi spune pericopa evanghelică și voi explica-o, o să vă recunoașteți. Sunt Mântuitorul a spus următoarea paragonă. A ieșit sămănătorul să semne sămânța sa. Și având sămânța, o parte era căzut pe drum. Au căcat, trecut călătorii și au călcat-o în picioare și au venit păsările cerului și au mâncat-o și partea cea de sămânță n-a rodit. Alta a căzut în pământ pietros. A rodit, adică a crescut, a început colțit, a crescut, dar pentru că avea puțin pământ când a dat soarele, s-a uscat și n-a dus nici fel de roată. Alta a căzut de spini. Și adică, odată cu sămânța care a crescut foarte bine, au crescut și spinii. În scurte vreme au înăbușit-o. Și roade n-au dus. Alta a căzut pe munt. Și au dus roade, unele 30, altele 60 și altele 100. Și a strigat Mântuitorul, cine a urât de auzit, s-a auzit. Aceasta este a doua, sunt noua a două pericope evanghelice în parabole în care Mântuitorul explică sensul parabolei. Ucenicii s-au apropiat de el după terminarea parabolei și s-a întrebat învățătorile, ce înseamnă toată acestea? Și a spus Mântuitorul, voi se dați să cunoașteți tainele lui Dumnezeu, dar acestora care vorbesc în pierde, pentru că auzind să nu audă și văzând să nu vadă. Ca pe auzind să nu înțeleagă și văd să nu vadă. Și a spus, semănătorul este fiul omului. El este și aruncă sămânța sa, pământului său, peste toată lumea. Dar oamenii reprezintă fiecare un anumit pământ. Cei de pe cale sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l primesc, nu dau nicio atenție. Pentru că prietenirile ele, care strică obiceiurile bune, pentru că patrimoniilor personale, pentru că lipsa lor de credință, pentru că lipsa de fertilitate spirituală a sufletului lor, nu permite încolțirea semințelor. Alții sunt oamenii care au puține credințe, aud cuvântul lui Dumnezeu și îl primesc cu bucurie. Dar când dau de împrejurare grea, sau de suferință, sau de persecuție, se leapănă și n-aduc roate. Alții sunt care reprezintă care pământul cu el. Sunt oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu, încearcă să debaleseze de toate patimele lor, să se apropie Dumnezeu, să dea roade, dar patimilor sunt așa puternice și cresc cu atâta forță încât înnăbușe cu Dumnezeu ei și ei nu aduc roade. În sfârșit, a patra categorie este oamenii cei care urcă cu Dumnezeu, îl primesc cu bucurie, îl cresc în inima lor și îl fac să rodească. Unii dau 30%, 30 de ori, alții 60 de ori, alții 100 de ori. Și asta este parabola și Dumnezeu a mai strigat încă o dată. Cine are urechi de auzit sau nu. Nu mai trebuie să vă explic. Însuși Mântuitorul a explicat. Eu am putut rezuma asta discuția. Dar am spus totdeauna că toată Evanghelia, toate
Scriptura, în special Noul Testament, este calea de mântuire. Și fiecare dintre noi ne regăsim în Vechiul, în Noul Testament, cu toate bucurile sau tădurele, patimile, păcatele sau virtuțile noastre. De aceea trebuie să căutăm acum, aplicăm totdeauna la noi înșine ceea ce s-a spus în Sfânta Scriptură, cu explicare. Unde ne încadrăm? În această parabolă, Mântuitorul creează patru tipologii umane. Tipologia omului nepăsător, un autor mistic protestant, Kierkegaard, numea acesta, că este scris de oameni, fluture, degustător, derghelică. Adică, acela care merge de floare în floare, caută bucuria vieții vechi și sfârșește cu aripile frânte și căzut în țărână. Deci, acestea sunt oamenii care primesc, care nu primesc cu Dumnezeu, ci se lasă târâți în toate curentele ideologice sau teologice sau filozofice, în toate părțile. Dar a spus. Ei n-au niciun fel de stabilitate. Peste ei calcă toate învățăturile greșite ale lumii acesteia. Ca un drum sunt ei, pe care merg toate ideile greșite ale capurilor nostru sau de apia celorlalte. Fraților, cine stă aici dintre noi? Care este acela care se găsește ca un drum pe care cade să-mi dă Dumnezeu fără să o dea? Gândiți-vă! A doua parte, sunt câte oameni care aud cuvântul Dumnezeu, îl primesc cu bucurie, pentru că de ajuns să vină o zgubire ceva, să rovească o nenorocire sau să înceapă o persecuție, așa cum se întâmplă, pentru că așa mai întâmplă în multă lume și mai ales în America, de persecuție este subtilă și atacatoare și foarte perfidă. Mai poate mai interpretat să intervenire decât cea dar comunist, pentru că acolo știam cine e bine și cine e rău. Era alb și negru. Aici nu mai știm unde e bine și unde e rău. Toate sunt gri. Și în Europa, la fel, vă spun toți, în Europa Unită. Deci, suntem aceștia care zicem, auzim cuvântul lui Dumnezeu, îl primim, ne bucurăm și vine o persecuție. Pe o căldură soare, așa cum se vede în parabolă. Soare caldă, pe căldură și un suflet pământul și sămânța moare în sufletul nostru. Știți că atunci când a fost comunism, persecuția aceea religioasă, s-a cerut foarte ușor. Cei care erau pământ temeinic și cei care erau numai piatră. Unii au cedat, alții au colaborat, alții au făcut lucruri foarte rele, alții au suferit, sau dacă n-au fost arestați, au stăt tăcuți în subterane, gândind și rugând pe Dumnezeu ca să îi ajute în viața aceasta de persecuții. M-am întrebat așa, oare din România, câți oameni n-au făcut compromisul religios? Și atunci, pentru că am văzut, am fost de biserică și am fost tulburat. Când am văzut la biserică, am fost Sfântul Maslu. Cum recau mâinile plații în sus și zicau, Doamne, miliește-mă când cătitezea, ce am rugăciunile de iertare. Se zicau oamenii cu un glas mare, miliește-vă, așa cum ziceam, iar pe rog aceștia, Doamne, și fiecare zica în numele cu tărie, ca să audă Dumnezeu rugăciunea lor, să trimite mila lui. M-am tulburat foarte mult vătând că această credință pe care nu găsește în Occident. Adică aceste manifestări spontane ale sufletului care strigă de Dumnezeu, aici nu se fac. Și m-am